Evoluția bună și cele două victorii cu Mobitelco Cluj nu l-au surprins pe managerul de la BCMU Pitești, Sorin Căprărescu. Am avut două meciuri foarte bune făcute de echipa noastră, contra unei echipe bune a campionatului nostru, Mobitelco Cluj-Napoca, o echipă cu jucători valoroși în lot, cu performanțe bune în trecut și, de ce nu, cu pretenții și anul acesta la accederea în play-off. Noi am reușit două meciuri, cum am spus, foarte bune, ne-am făcut jocul, am reușit să ce ne-am propus, atât în atac cât și în apărare, ca și dovada celor 63 de puncte primite de către echipa noastră la meciul de la Cluj. Și după aceste două meciuri, două victorii foarte importante, și moralul echipei este unul bun în perspectiva începerii campionatului, returului de campionat. Ținând cont de faptul că obiectivul cel mai important al echipei este intrarea în play-off-ul Ligii Naționale de Basket Masculin, oficialul pideștenilor speră într-o partidă bună și la Timișoara, în partida de duminică cu echipa locală Basket Club. Mergem la Timișoara, unde întâlnim echipa care ne-a învins în prima etapă din turul campionatului, pe teren propriu la 3 puncte diferență, după un joc foarte bun al echipei noastre, dar am avut unele ezitări în momentele cheie ale partidei și asta a dus la pierderea acelui meci. Vrem să ne luăm revanșa la Timișoara. Și Timișoara are foarte multe schimbări în lot, un antrenor nou, 4 jucători schimbați în această iarnă.